Trustul. A, bă, bine, la, ne dăm la 0-0 nu-i frumos. La 0-0 noi iubim telespectatorii, trebuie să-i privim unul. 1-2-7-2 puteți trimite mesaje. Ce asta 0-0? Păi eram pe, la fix pe publicitate, ca dracu. Da, așa se întâmplă câteodată. Mai sunt și... Vorbește în Doni, parcă ar fi vrăjitoare, da. Că eram pe publicitate, să ne uităm în ochi la 0-0, mai rămâne să... Nu știi tu, bă, Stoiane, că tu nu te mai iubești. Uite, Curduța știe ce înseamnă să te uiți la fix în ochii omului. Așa? Ce înseamnă? Că te iubește, că e fix, păi, te iubește. Dacă tu ești la ceas sau la în ochi? Că ești la șașiu. Ceas. La ceas. Când că apare 1-0-0. Depinde ce ceas are ăla. Cu limbi! Depinde ce ceas are. Cu limbi! Știi cum împarți un ceas la două femei? Mm. O limbă luna, o limbă luna alta. Da, tu știi cum faci... Cum... Eu am ceas cu una, două, trei... Era de ceas cu cuc! Păi de ce am cum faci sec? Cum faci sec după modelul rusesc? Dai limbile cu două ore înainte. Înainte de ce? Da. Înainte de a ți se scula Stoiane. Hai bă, Sergie. Hai să nu... Da. Nu mai vorbim de lucrurile astea. Vreau să vorbim noi de ale noastre, pentru că ceea ce nu știți este că Serghei Mizil a ars o hippie în tinerețe grav de tot. Ai fost hippie? Când ai zis ce peruca? Nu mai zici o dată? În stil Flower Power. Ai aflat de Crăduța, nu? Că și tu ești... cumva familiarizat cu lumea asta a fotbaliștilor, cu relațiile lor. Am aflat acum, mi-a scuzut acum, în pauză mi-a spus tot. S-a ales praf, de o relație frumoasă. Bă, eu nu sunt de acord cu, nu știu care a fost scandalul și asta, dar să nu joci că ești cu o femeie, nu mi se pare o chestie, că poți să nu joci și dacă ești și invers. Gigi n-a vrut să... Numai lui Gigi i s-a pus pata, n-ai văzut și declarația? Da, mă, da, și el, i s-a pus pata, dar acum ultima oară a fost ok. Adică omul a fugit în cantonament. Ce exemplu să le dea la relații? Trebuia pedepsit. Pe vremea când stăteam eu cu fotbaliștii de mare marcă și asta, nici nu stăteau în cantonament. Nu stăteau în cantonament? Nu. Cum o să mă? Stăteau la șpriciu. Stăteau chiar mai mult. Până dimineața, nu. Aveam echipa de suflet, nu știu, mă chemau, hai vină bă la crampoane în pauză, nu vin bă ce ești nebun, joc eu, vină bă fraie la crampoane, să bea. Se schimba la crampoane? Nu mă, în pauză, toți își schimbau crampoanele, nu dau echipa. Și după aia... Crampoane. Da, mă, la crampoane și nu veneam ca prostul și tot vreau de la crampoane într-o meserie, vină bă la crampoane. Și mai spun că, nu mai spun că eram la un meci cu această echipă care a fost echipa mea de suflet, în care aveam în sticla de apă vodcă, bineînțeles. Și toți veneau din 5-5 minute. Asta e cea mai tare. Cum mă, beau în timpul meu? Lasă-mă! Păi stai, frate, că e ușor de... Deci nu vrei de... Dar tu erai foarte bun prieten cu Gino Iorgulescu. Deci echipa ta de suflet... Asta era... tu ai făcut toate astea. Am făcut conexiune. În acea echipă era și Hagi, care zice la jucători. Și Mircea Sandu plecase. Deci la echipa aia, de și echipa aia. Și bani și Dumnezeu să le ierte. Mă, ce morții mă, să le faci, bă, că totul s-au început să meargă pe spate. Nu mai se ducea niciunul în față. Dar tu ce rol aveai la echipă? Mascotă. Antrenor, psiholog. Tu? Manager, gânditor. La sportul, tu? Da, mă, pe cine să fie? Păi te-am întrebat, n-am. L-am adus pe Răducanu, care fugise afară. Înțelegi? Cu Marcel? Nu, că Marcel nu s-a întors, pe Sorin. A, Sorin. Care fugise și a fost genial. L-am întrebat, bă, poate să-i fugise. El a plecat după tenis mână. Și bă, poate să-i crească piciorul de la 39 la 45 într-o lună? Zic nu, înseamnă că se arde cu altul, că erau tenis în casă. Și l-au repatriat. Dar omul a pus problema. Bă, să nu greșesc, stai să mă interesez. Și l-au repatriat, ne-a sunat de... Revelion sau așa, în sărbători de iarnă, că la mine sărbătorile de iarnă durează foarte mult și nu dau seama când mă băt. 6 luni. Bă, da, ce exagerezi și tu. Da, mă, 5 luni jumate. De septembrie până martie. Până și când i-am pus lăutarii și aia a fugit la ambasadă și s-a repatriat. Și unde să luăm? Că Dinamo n-a mai vrut, Steaua n-a mai vrut și l-am luat la Sportul Studentesc. Și tot așa, după un chef foarte mare, fugea în toate direcțiile, să luăm parte pe teren. Și striga antrenorului, domnule, unde te duci, bă, să moară mama? Nu mi-a spus cu cine ținem. Băi, băi, te pomenești că făceau și meciuri bune, nu?
Da, păi să știi. Cum nu i-a bătut pe aia de Bombi, Hombi, Hambi, a venit aia de... I-a nebuit pe 307. Pe cine? Vorbește la microfon, da. Când ai. Veniseră aia să moară mama la Intercontinental, le-au vopsit camere, fiecare cameră după culoarea cu să, să relaxeze fraia. A fost 3-0 acolo, 3-0 acolo, am bătut 4-0 aici cu Brini, să moară mama, Brini a sărit din, direct din canistă, Dumnezeu să ăsta a sărit în teren. Cu Coraș. Înțelegi? Cu Coraș al nostru, da, și făceam Coraș. Dulac? În 80. Nu era Coraș, doar. Magazia. Umblătoare, mă. Nu lui Marcelis până amând, nu. Lui... Da, mă, lui Coraș, magazia umblătoare. Coraș, mă, da. Știi ce făceam? Puneam bicicleta, beam după colț și puneam bicicleta să ne-o fure ca să-l batem pe ăla. Am învățit până dimineața. Și... Asta e foarte bună, mă, momeală, da, puneai momeală după. Momeală. Aveai chef de bătaie. De cine ai, mă, bască? Bă, da, era exact, o, deci da, era, fără motiv. Da, era o echipă care bătea pe toată lumea. Sportul, da, a avut perioada ei. Cum? Da, glorie și toată lumea erau numai... Gașca nebună. A, știi cu fetele alea de la... Nu spun, uite, o iau și eu ca tine. Nu, nu spun la ce post. Așa? Acum, moda asta cu fete care prezintă sportul împământenită încă după vremea ProTV-ului, are și capcanele ei, știi? Și pe prompter să scrie fără diacritice. Știi? Și uite-o pe una. Nu ne te... Era o declarație a uneia care trebuia să joace cu sportul. Nu ne temem de gâsca nebună. Știi? Era gașca nebună, dar fără... Nu ne temem de... Nu ne temem de gâsca nebună. Ea așa a citit gașca. Dar vezi că era o generație, adică nu, tot fotbal. Era o generație care consuma și jucau foarte bine. Ai văzut? Da, mă, pentru că exact era despre ce, de calitate. Despre ce vorbeam de înainte pe subiectul despărțirii Danielei de Nilă. Că dacă omul dădea performanțe pe teren, probabil că toată lumea ar fi închis ochii și ar fi zis, lasă-l, nu mă, urmăresc fotbalul acum, nu mai urmăresc, nu știu ce. Înainte eram cu ei toată ziua și acum asta. Dar nu știu că ai fost atât de apropiat de echipă. De care? De ei? Da, exact. De sportul? De sportul, da. Pentru că era o echipă, cum să spun, cu mari valori. Nicu, Dumnezeu să ierte, care s-a ocupat de echipă, nu-l interesa. Era, tot creierul era Mac Popescu, care a fost un om deosebit, că echipa el a făcut-o. Și uite că și acum îmi pare extraordinar. De ce perioadă vorbim? 8, 70 și ceva? Dacă mă întreb, 80? Eu nu știu câți ani am acum, nu știu cum m-am născut, 80, nu știu când s-au născut copiii, tu mă întrebi ce perioadă. O perioadă 80, foarte politică. Nu știi din cauza... Nu știm, era foarte frumos acolo, dar era un club cu mare tradiție. Era un club boemă. Da. Telefon la vreo 11 noaptea, știi că mi se spune țiganul, așa mi se spune de mic, nefiind, dar chiar dacă sunt, nu mă deranjează. Țigane, vină repede aici, că avem una deosebită, o fată deosebită. Mă duc acolo, mama avea una la o răspundea de aprovizionare, că mi-a făcut un tur de șold, m-a dat jos, înțelegi? Direct? Da, hâț, eu m-am prins de picioare, avea părba mare cum aveam în cap de picioare, îți dai seama. M-a violat, am fost viol cu tâlhărie, nene. Deci tu erai hippie, nu de la părul tău. S-a băgat mașina în curte erai acolo. Erai de la părul ei hippie. Da, s-a băgat mașina în curte acolo și unul dintre ei a plecat direct în perete. Nu m-am mai dat cu spatele, bam. Și am zis perete, da. Și l-a zis, da, era mașina ta, adică mea. Dar ce erau? Dar Gică, să moară mama mea, dacă Gică nu era săraca jucător, mama, să moară mama mea în provincie, a murit el la Cernica. Deci, nu știi că am vrut să o plimb cu Mercedes, ți-a spus Cornel din numele nostru prieten. Nu știu că am vrut să o plimb, dar iar mă fac de hândel la televizor. Zi, mă, acum. Păi am vrut să o plimb moartă cu mașina, prin oraș puțin, să mai vadă și ea peisajul. Pe cine? Pe mama. Doamne, nu cred. Nu mai bag în asta, că zice lumea că sunt dus. A, nu. Da, așa m-am văzut cu ziare. Mai ai vreo șansă? Zice că sunt scriitor. De seama, a murit mama ta și tu ai vrut să o plimb în tot orașul cu Mercedes? Da, doamne, am văzut și eu în alte... În coșciuc sau? Nu, am vrut să o pun pe banchetă. Nu cred. Ei, nu cred așa ceva. La coșciuc te-a dus în foc! Vrei să ți-o spun? Nu se poate. Măsturița e copil pe lângă Serghe. Nu cred! Cum, mă? No. De nervii care aveam, băi, eu recunosc. Și am început seara prost, dar acum râcul de nervii care... Mai, da foc la coșciuc în care... Da, domnule, am dat foc și la casă, dar au scăpat și e vilă cu tablouri, cu astea. A trimis coroană Ion Iliescu și pe mine m-a deranjat. Așa. Și eu, având din astea în sânge cu jihadul islamic, cu astea, am sărit pe coroană și am dat foc prima oară la coroană. Cu maică ta moartă în casă.
Și după am vrut la casă, m-a scăpat crâng, m-a luat și cu unul pe calme, Dumnezeu să-l tamule și ăla. Dar până la urmă am luat un milițian cu un crâng, m-a luat și cu unul pe calme, Dumnezeu să-l tamule și ăla. Dar până la urmă am luat un milițian cu un polițai cu ușa. Adică n-am ratat eu pe cineva până dimineață. Nu pot să crezi. Și cum ai dat foc la costum? Am dat foc, era și, bă, a fost o seară, bă, dacă ne-am râs, vezi că am zis, gemea că-s cretin, dar așa e la noi, de la Daci o avem cu râsul. Așa se întâmplă, te descarci prin râs. Stăteam, vis-a-vis era Sergiu Nicolaescu, înțelegi și pe cala meu, știe Giovanni, de-al nostru vechi, de la Paris asta. Giovanni a zis că intră și uite că nu mai intră, dacă ne aude să răspundă la telefon. Și acum stau vis-a-vis de Zambacian, că stă stora mea. Și a venit și îi spune pe cală, mai să intrați noastră, că vă că a zis că e vreo nută, vreun botez, era acolo flăcări, unele și toate astea. A zis că noastră vă pricepe, este zecișitor, să faceți vreo regie pe aici, înțelegi? Sergiu Nicolaescu. Când a intrat și a văzut că era cu îngropăciune? Păi n-a mai intrat, că toată lumea a fugit, a rămas eu cu păcală și cu crâng. Și Cornelie Dinu, mi se pare că a rămas cu noi, au încercat să mă tempereze, n-au putut. Și am văzut eu, bă, mama s-a opus, ei, bă, ne prinde, îți dai seama, mă prindea poliția, rup de băutură cu mama moartă în mașină, în spate. Îți dai seama ce era în gazete? Și asta s-a întâmplat după Revoluție, nu? După Revoluție. Wow. Bă, da, nu, pe tine nu te poate opri nimeni în familie? Nu te-a putut opri nimeni, nu? O luaseră toți ascensorul, pe aveam vreo 3 sticle de whisky. Nu, în general, acum la momentul... Păi nu, că vroiam să-mi făceam și împărțeli, luam tablourile, le luam alea, mergeam pe la toți, s-au speriat, ce vine ăsta în casă, acum a murit mama care mai mă echilibra, ce zis, vine ăsta în ea toate bunurile, mai bine fugim. Deci, în ideea ta de om dilău atunci, tu vrei să pleci cu maică ta, bă, mama să plimba cu Mecesu și am vrut la sfârșit să oprim cu Mecesu. Așa. Dar nu se duce, bă, nu se duce la ăștia, la... Nu se duce, nu-i duce pe unde au lucrat, pe unde... Da, mă, dar îi duce într-un mod organizat în coșul. Păi, la mine mai era organizarea. Să nu-ți la intersecție. Să șutiți organizarea la mine. Adică nu... Nu pot să... Iei mort în brațe, te așezi cu el pe bancheta de... Și se mai șareți, uite, bre, aici, da. Aici. În primul rând că nu stătea, dați mă, la prima... Păi uite, apropo de morți, acum, când mă morți, când eram hippie, când mă vezi... Da, zic că și Pamela, dar tu i-a zis, sunt morții, mă. Deci, aveam... eram la mare, eram cu o parte dintre prieteni, acum nu le dau numele, că acum sunt oameni de afaceri, care lucrau pe acolo și mureau ăia înecați și legam de barca salvamărului și multam în alt sector, înțelegi? Mutam ieri la ăla, să vezi cum dădea să auzea bang, bang, că pățânarul ăla în barcă. Dă-i eu în sectorul ăla, că dacă te prindea cu mortul în sector, era o amendă, te tăia, te făcea, nu mai dădea drumul. Asta și, pe vremea... Pe vremea aia, și dacă erai salvamare, luai lovele multe, că se făcea schimbul, prindeai fete, prindeai nemți, prindeai mărci, prindeai tot ce vrei. Deci voi erați în stare să buzunăriți morții, mă. Noroc că... Păi și acum ce vrei, să rămâi cu mortul sector? Nu, mutai mortul. Păi și-l mutai și ce s-a întâmplat? Păi și-l lua, salva mă luată, își lua la amendă. Aoleo. Amendă, a, păi am crezut că zici că se lua, că... Da, adică dacă murea, n-avea ce să facă. Îl muream și puneam în altă parte, adică el murea la Geamandur, la Steaguri și noi puneam la adic. Îl punea pe carosabil, mă. Am înțeles. Dar ce vin avea, mă, salvamarul, că nu l-a salvat? Păi avea eveniment, a fost Atenu, s-a uitat, nu s-a necat ăla în zona lui, nu? Și reversul era valabil, dacă salva, lua primă. Păi dacă salva, erai bun. Câți ai salvat? 5. Bine, da, așa rămâne. Și ca 5, era o parte, era o parte din, bă, când vine așa în cap, ne-am dus la mare, la Neptun, acolo, să facem ski nautic. Am furat toți banii, toate mărcile, toate alea, erau la mine în cameră. Îmi dus, mai spun că și eu, parte dintre care lucram, sunt miliardare acum și oameni, sunt oameni serioși, au schimbat și numele, nu mai ne cunosc. Și eram și cu o parte din zona mea de la Frankfurt. Înțelegi? Și îmbarcă toate mărcile și dolarii la mine îmbarcă. Ce să mă controleze pe mine? Când, cine să vină să ne controleze? Că a venit toată un colonel și a zis, v-am luat. Pe cine să-i? Pe Nicol Ceaușescu, Jean Maurer, Sergei Mizila, să lăsați și a luptul la fugă. Pe cine să controleze între noi? Înțelegi? Când au văzut ce brigadă e, nu? Toți banii care se furau cu călare, cu toată lumea care se furau de la plaje organizate, de la toate, era la mine în șalupă, înțelegi, pe ăla ca acolo. Să scufunde șalupa. Și au sărit vreo 20, mama, aplaudau nemții, au crezut că îi scoate pe nemți. Nemții toți veneau cu paraii la mine în gură și nemții se duceau la fund, dar nemții pe mașină aplaudau, mamă, că salvamare au românii, că era lacul acolo, de 20 de nemții, toți veneau cu paraii, a zis, n-acumete. Că seara se făcea împărțeala la mine.
A, tu erai casa? Da. Acolo se ținea banul și venea... la Monopoly. Da, mă, exact, veneau fiecare, 20, 30, 200. Mulți, pe partea au și fugit după vara aia. Asta vreau să zic. Și ce făceai cu ei? Că nu puteai să... cu bani? Eu? Era valută, practic. Bai, voi putea să o folosiți. Cine ne pusie, bă? Aia ne pusie pe noi sau pe ăștia? Nu, cum să vorbim, nu plecam la afară, nu plecam să plecam la Istanbul, să dubla, să cum... Voi da, dar amărâții de salvamari nu. Păi nu erau salvamăriți, ați crește, erau unii care acum au ajuns mari milionari. Pe o parte îi cunoști și tu. O parte îi cunoști, da, corect, dar vezi, ei nu vor să recunoască acum toate poveștile astea. Păi unii nu recunosc, unul chiar care a fost finanțator la voi, la clubul vostru, a venit de pe balcon, a luat banii și i-a dus la New York când s-a mers acolo, s-a făcut în părere. Povești grele și oamenii spun că n-au fost, oamenii au fost, păi, au fost, da, dar și că n-am ce să mai spun, dar banii erau la mine. Asta e cel mai important. El era banca națională. Asta e cel mai important. Vorbeam de... pentru că în seara asta veți vedea și poze în premieră, dar și, cred că asta chiar nu știa nimeni. Tu ai jucat în niște filme. De mai care? Ții minte? Da, are rol principal, a avut la Danilu. Da. Vedem și scene. Nu am jucat porno, că nu mă ajută. De care? Cine mă de tare, Pamfile. Ai jucat și în porno, dar nu știi tu, că s-au comercializat cu alte filmele, secvențele din filmul să le dăm după publicitate. Cum am pe aia cu părul mare. Da, asta, acum vedem perioada hippie, urmând ca după publicitate să vedem și secvențe din filmele tale. Aici eram la Paris când mă dusesem să... Uite, frate. Să... Deci e părul tău, nu al doamnei în care ai nimerit. Da, mă dusesem să... cu tablourile și am plecat cu... cu mașinile, da. Nu se spune ce se face aici. Nu. Dar frumos era, mene. Dă-mi mai pe aia cu părul mare să spune. Ce mustață lungă. Gândi la Pamfile bine. Mustață, da. Uite-mă aici. Ăla cu părul lung. Dacă vedeați poza asta, v-ați fi închipuit de dată. Seamănă puțin cu Frank Zappa. Cu Frank Zappa, seamănă și mai seamănă cu una de la... Dar erai... îți și plăcea muzica aia sau... Păi ai scurs și acum. Da? Păi dacă cu ea ai crescut... Dar am o poză numai eu cu portretul meu, aia seamănă exact cu ăla de acolo. A găsit-o pe ea? Erai, bă, cred, nu știu, vedem ce poze mai sunt. Eu nu le-am apucat să le văd, și eu le văd acum în premieră. Eram ce? Deci erai pe rock. Uite, nene. Uite-l, bă, băiatul. Îți dai seama că mă vedea conducerea de partid și de stat? Ia stai așa. Hai să revăd. Nu le mai da bofete. Pune unul lângă altul. Uite, transformat. Ia stai, mă, drept. Stai drept așa să-ți ia profil. Ia, uite. Să le... Ha? Aproape că... Dar mai ții minte când arătai așa? Sau eu erai... Cum trebuie cu... Dacă ți-ai dat mustața jos, că erai femeie. Dacă dai mustața jos. Cum femeie cu mustața? Da, mi-am lăsat mustață, că toți îmi pupau mâna. Să mor eu! Te întrebam când dacă... Când ne-am bătut la Brașov în circa... Ai lăsat poza asta, că asta este circ. Când ne-am bătut la Brașov în circa de miliție, n-aveam mustață, aveam ochelaș pe astea și ea la reconstituire a zis, dom'le, dar era femeia care înjura și dădea cel mai tare. Eu eram femeia. Era femeia. Frumos, arăta fără mustață, fără... Superbă. Foarte tare, da. De ce râde mașa? Ce aveți, bă? Aveai lipiri la femei? Aveți cădere de carții, ce aveți? Bă, dar tu-ți dai seama când mă vedea ăia cum înnebunea toată conducerea de partid de stat? Toți în costume, cravate, apăream asta cu trei pietre la gât, cu un topor în mână, cizme până aici, vara, cu, de căpioară cu alea. Și nu știam... Cum cu un topor în mână? Apăream... Păi nu ți-am spus că până la urmă atâta nenorociri făcusem când a zis Elena, Dumnezeu să ierte, când Serghei e la mare, restul sunt la munte, copilor. Când Serghei e la munte, restul sunt la mare. E bine, tu vrei să o chemi în lac să... Aia era altceva. Păi cu freza asta eram, veneam de la un fel de vânătoare cu șpriț. Vânătoarea de la Balc. Nu, domnule, la Brașov. Echivalentul dată. La Brașov. Plecaseră Nicu cu restul prietenilor cu ăștia, au plecat înainte cu mașinile, cu milițe, cu asta, am rămas eu cu Zoia. Uh-huh. Înțelegi? Rupți. Eu aveam fața asta fără mustață, cu ochelari și cu alea. Și ea a zis să conduc. Condu, mă, că ți-ai gura, dacă vrei să conduci, duce, bă, interesează. Și ea era beată? Nu, deci să consumați alcool. Acum, băi, dar ce al dracu ești tu? Întreb. Și ne vreau după aia să te întreb și cum era ea așa, ca, pentru că s-a speculat mult. Extraordinar, o fată deosebită, da? Și foarte inteligentă. Dar îi plăcea viața, era... Nu, domnule, astea-s povești multe, stai puțin. Ha, și okay. Ne-am luat și un
maior sau nu știu, de la direcția 5-a care stătea în față. Direcția 5-a e adevărată, nu direcția, trupa. Direcția, da. Și în mijlocul Brașovului ne oprește. Înțelegi? Zic, oprește, bă, Ioc. Zic, oprește, bă, Ioc. Și zice ăla, actele. N-am acte. Cum tu, mena, ai acte și miroase a băutură și eu zic, lua, dă-te, bă, jos și vorbește cu ăsta, să ne lase în pace. Înțelegi? Să dă la jos, să uită la, din astea am și eu, când am văzut că e deștept, zic, bă, am martor mult, zic, ia vină un coace. Și a venit el în piept așa, înțelegi? Zic, întreabă-mă cine sunt, fraierul, cine ești? Zic, pasagerul, întreabă-mă ce fac. La ce faci, dom'le? Te bag în biză. Ăla, pe tine! În isterie! S-a dat 2 metri în spate și a zis, e bărbat! Îți dai seama mintea lui plutonierul major, exact, care bătea el oameni cu părul așa mare, m-a văzut pe mine. E bărbat? A avut o revelație. Da, e bărbat! S-a mai dus 2 metri. Zic, vină mă încoace! Întreabă-mă cine ești. Cine ești, domne? El tot pasagerul! Și a ținut. Ce face pasagerul? E bărbat! Și îi zic lui Zoia, pleacă mă și lasă-l pe fraier acolo cu legitimația lui, dacă nu se descurcă, stând după ăsta acum în continuu. Fac o mică paranteză, eu unde intram se trăgea ca să ies de acolo, adică trăgeau de la exercițiu să poți să ies din mulțime. Așa de mult mă iubea populația și așa de repede isterizam. Înțelegi, plecăm la Predeal, unde erau toți acolo. Ideea mea de un foarte ținut de unde mică, vă ducea la Predeal? Aveam vile, dacă sunt, te interesează. Da, sunt cunoscute vilele? Acum? Sau erau alte case? Una era vila lui Nicolae Ceaușescu, una vila mea, cum, cunoscute. Nu, că știu că acum au fost redate circuitului, sau mă rog, au luat drumul. Ne-a de întrebat, adică ursulețul sau care? Nu, domnule, aveam vilă mare, 20 ceva de camere, dar nu asta e important. Și mergem acolo și ideea mea strălucită, zic, haide mă să... Mi-am dat două parame, zic, bă, ne-a bătut un milițian. Ăștia cum te-a bătut, bă, hai peste ei, hai peste ei, am făcut. Și am făcut o brigadă de 6. Plus, ai pe tine plus, să bată parte în parte cu miliția. Da, aveam jeepuri, cum au americanii aia, așa, și când au văzut ea cu peruca asta, cu pietre, ți-am spus, cu eșarfe, cu cizme, cu astea, am oprit acolo, mi-a început să aplaudă, crezi că suntem americani, înțelegi? Și ăla ce vrei și zice, Zuia, de ce ai dat în fratele meu? Și ăla e curat să-mi dai palmă, pau, când i-a dat o palmă, rola, dă-i fâșii ea. Tot eu foarte inteligent, hai să mergem și la miliția, am zis că suntem buni de tot. Aveam unul care mi-l dădea mie morarul, Dumnezeu să-l ierte, care se prezenta morarul Benimei Ciocanu. Zăi, da, ce inteligent, direcția 5-a. Îl dăduse... Da, domne, îl dăduse afară... Ce era el, colonel? Nu, era căpitan. Căpitan. Îl dăduse afară de peste tot. Așa se prezenta. Da, domne, îl dăduse afară de peste tot și l-a dat la mine. Era și bâlbâit și... Îți dai seama ce inteligent e, i-am băgat o poc, că sări dintr-una în alta, i-am băgat o pocnitoare, că tot timpul spunea, dă-mi și mie o țigare, maestră. I-am băgat o țigare și aveam unde e reședința ambasadorului american, acum pe Chiselef, era casa unde stăteam noi. Eram foarte, așa, și îl întorcea mașina în spate și când i-a pocnit țigare, a intrat cu mama, cu el, m-a intrat în perete. S-a dat jos, mai merg, mama, hai morale, nu mai merg. Deci îți dai seama, oameni inteligenți. Și cu asta era, da, mi l-a dat mie, că refuza toată lumea, toți tovară și mi-l dădea mie pentru că la noi... Ca gardă sau ca ce? Nu, mă, era da, libertate, mă, era libertate. Deci ăsta era să ne păzească, veneam de la, tot de la Brașov, a văzut trenul și a răsunat mașina, că venea trenul pe partea asta, știi, când vine la Brașov spre Predeal și a zis, aaa, uite-l, dacă zic că mașina, zice, hâți cu mașina, deci ce face? Se lua și pe acasă, asta era, te muta! Pe multa direcția 5-a. Direcția 5-a. Mergea pe șoseaua, s-a speriat de tren. Da, mă, și nu știu că vine la un moment dat în curbă, că merge, da. Vine și vine trenul acolo, a văzut-o și vine, și hâț, eram bunicul cu toată lumea, băi, nebune, omor. Dar îți dai seama că stă dintr-un alta, când vin în cap așa, da. Când mi-aduc aminte, că altfel nu mi-aduc aminte, îl bovestesc. Și îți dai seama, mi-aduce el pe una să o ardem, o ardeam cu fostul meu prieten, înțelegi? Adică să... Da, să o ardem, da. Și le aduce el și arde așa. Și aia spune, ești mai mic ca Michi în bazin. Și eu, idiot, Michi n-are bazin, eu credeam că bazinul meu din fratele de noi. Îți dai seama câtă geografie este aici. Și mergem și luăm pe morarul și intrăm în circă, eu, Nicu, Zoia. Și el a început acolo, sân, cu. Ce vorbea pe acolo prin birou? Da. Noi ne-am așezat pe o bancă din astea, cu fundul pe asta, înțelegi? Și Zoia a început să spună un banc cu milițieni. Și vine unul acolo, domne, cu ce? Zici, mai luăm că am întârziat publicitatea. Da, luăm publicitatea. Nu, hai, zi.
Și zic, ce, nu știu, vine ăla și ce zici tu, Luzoia? La mine a crezut că tot femeie, că ți-am dat pornit de la păr. Și zic, ce vrei, mă? Și la o, vrei să dă, Zoia, vrei să-ți dăm o palmă? Că am obișnuit cu ăla afară. Da. Bă, când i-am dat o palmă, l-au sărit vreo 20 pe noi. Bătaia e mare, cine își lua cea mai bătaia? Nicu. Că bine, eram femei. Eu pot să-i ajut că m-am întors, dar la un moment dat a strigat. Dar tu n-aveai mustață. Nu, domnule, aveam părul ăsta, da, ochelare, șarfă la gât, aveam o piatră de ap de mare tatuată, o vestă fără mânești pe spate, așa, pantalon bleu, cizme până aici de căprioară, cuțit aici, n-am putut să-l scoate, că aveam și cuțit și topor, dar n-am ajuns la armament. Că aveam cuțit, topor, da, și a zis, nu mai dați, la un moment dat a zis, nu mai dați, că a explicat moralul, că e copilul lui Luto. Da, a terminat propoziția, deci, mamă, toți ăia așa, Nicu cu gura, atâta n-a dat nimeni, ne-am bătut singuri. Ăia cine a dat? Nimeni, când au zis cine ține, nimeni, cum ne-am bătut, ne-am bătut singuri. După aia m-am dus la prin secretar și pe aia mi-a turnat în fine și am fost, după această perucă, am intrat la CC, a fost singura pedeapsă care mi-a aplicat-o tata, două secunde. Hai că vorbim, că luăm publicitate și zi. Acum că, uite, mi-a aplicat-o tata și Nicolae Ceaușescu, m-au chemat la CC, m-au pus pe un scaun și m-a tuns, înțelegi, că am și pe afară, m-a întrebat la dumneata unde a intrat. Corect, nu mai era, nu mai figurează. Publicitate și revenim cu scene din filmele în care a jucat Serghei Mizil în câteva minute. Da, am revenit, 1272, puteți trimite SMS-uri, suntem în continuare alături de Serghei Mizil într-o serie de, într-o seară specială, într-o, cu povești, într-o seară într-o serie, serie. Într-o serie de povești, așa ca înainte de, de weekend. Însă, până, vă spuneam înainte de publicitate că veți vedea și câteva secvențe din filmele în care a jucat Serghei Mizil, nu știu dacă, sau nu știu câți dintre noi astăzi sunt la curent cu acest lucru. Până atunci, însă, suntem într-un fel de breaking news, pentru că la telefon este un breaking news păcătos. Mariana Moculescu, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo doi... Înainte să vedem filmările alea, te întrebasem eu despre Zoie, pentru că s-a tot spus după Revoluție. Bine, s-au spus vrute și nevrute. Nu, ce fel de femeie nu era? Mai o vagabonțeală. Deci toți frații, fără niciun pic de Caterin, că și-au să mă ia toți bulangii, că sunt nostalgic, nostalgic, bostalgic. Acum... Niciun... Păi, da, nu erai, tu era altul, tu ai trăit niște vremuri mișto. Dar de ce vrei să nu spun adevărul? Niște oameni de o cultură, cum să spun, acum stai că nu găsesc cuvintele. Deci oameni culți, oameni citiți, oameni foarte... Mai puțin Tasu, că era lemn. Deci Tasu nu era așa, Tasu avea o, un defect la vorbit. Nu... Vezi că toată lumea spune chestia asta. Cum da, să... mă, da... Mă rog, bă, nu e. Nina a făcut vreodată dovada că era vreun cult. Păi, stai puțin, n-a făcut. A fost abil și a putut să ne țină. Da. Că nici n-a făcut idioți, facultatea. Da. Că nimeni spune că a făcut, stai cu dămâna altele, că a făcut frunze la ruși. Dar în fine, copiii erau foarte bine pregătiți. Adică eu am vorbit și când a fost 2 ani în detenție, toți colegii ei de la, de la, de unde lucra, de la institutul ăla de matematică, nu am cu matematică, asta, au venit și au spus că era foarte bine pregătită și un om deosebit care au și ajutat-o. Adică nu. Dar așa era de viață, era... Zglobie, zburdalnică. Mă, sau... noi am fost împreună. Încă toată lumea vorbește de Nicu, de, mă rog, de ea nu prea s-au povestit. Dar n-a fost, ea a fost cu noi până, într-o, până la 16-17 ani, când după aia s-a dus la facultate și a văzut. După aia nu, n-a mai avut tangență, că nu normal, noi am luat, eu am luat-o pe drumul Wish. Dar participa la panoramele astea ale voastre? Deci când stăteam, când eram copii, stăteam toți împreună, n-avea cum să nu. Cine nu participa deloc era Valentin, care stătea deoparte, el a avut boala cu fizica, cu cititul, da, cu engleza, cu alea, a făcut și Oxford. Corect. Iar om de la treabă. Păi, nu s-au mai câțiva de ai noștri dintre ăștia nu s-au stat acolo și am stat 3 zile. Ce să vorbim acolo? How much? Și ne-a dat afară 3 secunde. Unde, la, mă? La Oxford, Oxford, Cambridge și alte. Tu v-ai invitat acolo? Nu ne-a invitat, am încercat unii, nu eu. Că nu eram atât de idiot, eu mi-am dat seama de puterea mea de concentrare, limba engleză, nu? Deci am încercat dintre copii de demitar să duc acolo, stau 3 zile, adică nu era, acum nu puteai duce, că, ca și acum. Corect. Au fost copii care au fost dat afară în 3 secunde, cu toți banii. Da, adică au ea aplică niște acolo standard. Ai făcut aia, dacă nu știi, la revedere, sau normal, dacă nu ai comportamentul respectiv. Eu însă mă duc, eu n-am nimerit școala aici, dar vă spun. O piteau ăștia, mă duc. O piteau, ascundeau școala de mine, nu? O mutau. Bine, tu. Hai mai da.
Nu pot să-mi iau ochii de la fotografia asta. Mă, ți-am spus cu fotografia asta. Bă, dar nu erai drogat, nu? Că nu, eram, deci fii atent. Doar alcool. Alcool, dar e ca un drog. Da, știi normal. Că mortalitatea mai mare la alcoolul e considerat mai periculos ca drog alcoolul decât... Decât drogul? Decât drogul. Mai multe mierle face alcoolul și alcoolul și consecințele lui nefaste, înțelegi, și distruge case. Fii atent ceva. Distrug familii, distrug vieți. Hai să vedem... Dar stai două secunde, ți-am spus asta cursul când aveam părul așa? Ți-a povestit-o cursul? Nu o spun de două ori. Nu știu. Nu cred. Eram, nu mi-aduc aminte de nici. Eram la Predeal și toți ziceau ăștia la vilă la Ceaușescu că vine ursul. Ai, mă, mi-e frică mie de urs, mă bat cu urs, mă băteam cu oricine. Mi-e fie frică, m-am bătut cu ăla, nu mă bat eu cu ursul. Cu ăla de la Bâlbâit? Bă, cu toate circile, m-am bătut până în miliția capitale, cu toți generalii, cu toate, n-am avut circă să nu fiu, înțelegi? Și mă frică mie de urs. Și avea o casă mai mică la Nicolae Ceaușescu în curte. Și m-am culcat acolo, matol. S-au dus cu morarul. Așa, au luat ursul de la... Era un urs în Predeal care era la fotograf așa. Împăiat? Împăiat, bă, aveam geamul deasupra capului, înțelegi? Dormeam eu în whisky-urile mele, sparg geamul și apare ursul. Mamă, când l-am văzut, zi, m-a turnat ursul în casă. Înțelegi, în băutura mea, în demenția aia, m-am dus unde era ușa acasă, nu unde era ușa acolo. Și când am dat acolo, m-am întors, m-au zidit și am leșinat. A, tu ne-ai zis după o emisiune că ai vreo 30 de ani de care nu ți-aduci aminte, nu? Păi mi-aduc aminte, uite așa, când apar pozele astea. Flash-uri de-astea, nu? Și foarte tare, bă, că sunt desfăr, că m-am încapă mine, am văzut deasupra mea. Bă, dacă m-a turnat pe mine din toată vila. A venit direct la tine. A venit. Aveam blac cu ursul, da. Nu, și asta e mișto. Atea, din seria. Unde știam că e ușa acasă. Deci, da, mă, m-am sculat din somn, din băutura și normal instinctul, unde e ușa acasă. Și acolo nu era ușa, că eram în altă parte. Am pus mâna așa și m-au zis, acum ce fac eu cu ursul. Da. Mai avem fotografie, pentru că mai e un singur minut și vrem să vedem imaginele acelea în toată splendoarea lor și să le și comentăm, așa că o să le difuzăm după publicitate. Păi, o poză care nu sunt eu. Uite, mă, ești. A, eu mă uitam în ăla și mă vedeam de dinte. Mamă, dar ce privire de pierdut erai. Nu e adevărată poza asta, nu cred că pierdut la erai. La nunta cu erai, frate? Hmm? Consumam, eu nu neg, eram consumator. Da, uite lumea cealaltă. Ce vrei, vrei? Uite la restul oamenilor din poză. Frate, bucuroși ei, un eveniment. Vrei să spun... Uite de pe tine, mâncăte. Deci, eu am tot timpul că recunosc. Am plecat la mare și mi-am luat o damigeană din aia cu de 5 deca. Și tot mă plecam și beam și tot mă pătam de vin. Inteligent. Am oprit la farmacie, mi-am luat un furtun de clismă, mi l-am băgat în gură și-mi dat migeană. Și de până la mare. Înțelegi? Aveam o dată. Las lobozia, Gaborul mă oprește. Opresc. Dom'le, vă, e rău? Și eu în băutura mea, nu, dom'le, dar uite că așa pot să conduc, să schimb așa, mă vărsam în continuu când așa pot să merg, sunt atent, nu mă încurcă nimic. Ăla, dom'le, ești nebun. Hands-free. Da, eu povesteam, eu eram cinstit. Dom'le, ești nebun, zici de ce? Și după aia am luat la jurături și a fugit, dar mai ce nu știa, te-a dus, stai, cretine, explica-mi, domnule, eram plin de vin. Vârsam vin, așa e, bă, e deci, legat. Că dacă poți să stau cu mâinile pe voran? Cu furtul să schimb viteza. Vreau dacă aveam canista, nu puteam să mă deschid la tram. Deci stai seama mare. Că eram. Luăm publicitate și revenim, că vi le-am tot promis, cu imaginile din filme, dar uite că ne-am luat cu treabă. Asta sigur. Blondă e prima mea soție. N-am recunoscut-o a doua zi. Aia blondă, dar acolo e prima mea soție. Nu le-am luat mea mai ce, am altă nuntă, vezi că aveam concar din alea. M-am căsătorit, am băut foarte mult, aveam o curte mare, hectare pe Chisriv acolo, da? Și aveam o căsuță mică, stăteam așa și eu pe bancă cu Nicu și un rup de băut, eram acolo și ea, neajungând acasă, în minte a venit rochina aia vaporoasă să-ți facă și eu zic să mor, pe cine-i moară mama, cine-i prin casă pe la mine pe acolo? Și tata Dumnezeu din spate, te-ai căsătorit, idiotul, e nevasta. Eu și uitasem că m-am căsătorit, tu stai să la ce... Da, publicitate și revenim cu filmările. Da, am revenit. 1272, puteți trimite ca de obicei la acest număr magic SMS-uri, de această dată pentru Serghei Mizil și poveștile lui fără de sfârșit. Nu te-ai gândit să scriu? Știi că ți-am mai propus să facem o carte? Sunt dispus, mă retrag frumos și așa stau pe aici nopți întregi. Da, domnule, am început și m-am oprit, nu știu, știi că nu vin în cap așa, decât dacă văd așa sau dacă mă aduce. Vine pe la tine vreo 2-3 luni și tu doar îmi povestești. Înregistrez. Trebuie să mă prind la băutură. Trebuie să vorbim în direct, da. Vorbim în pauză.
Și scoatem un faci un audiobook. Nu e păcat să facem un audiobook, bravo. Am prea dicție, trebuie să mai lucrez la dicție. Nu mă, lasă că... Iar rolurile de femei le interpretează tatoi. Da, 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 foarte bună. Ar fi foarte tare. Bă, dar ai văzut ea cu, ea cu sărăcia elaltă, cum i-au luat ei atitudinea. Hai că te-am stârnit. Lasă-le, mă. Nu, nu, bă, sunt, dar cum e, cum, nu sunt bă, aici. Bă, dar cum a dat ăla în Dan, care ăla l-a făcut omul ăla, dacă există și a mințit pe toți guvernanții când a luat el toate alea, deputat sau ce a fost alea cu ajutorul banilor noștri și cu astea, prin ăsta, bă, că-i dădea televiziunea pe mână, bă. Singur din toată țara el a sărit să muște, bă, mâncați-aș gura ta. Ce oameni, bă, fără niciun pic de caracter. Bă, ce nimici, că mi-aduc ce aminte, ca și cu asta, ca și Violeta Andrei, bă, cum, bă, cât tupeu un oameni, bă, mâncați-aș gura ta, bă, că eu rămân tâmpit, bă, știi ce le fac? Fii atentă și Andrei și toată lumea ce vă fac. Am luat o cameră de la televiziunea mea, de la 6 TV, merg în toate vilele, că le-au luat-o prieteni, și arăt unde a stat, mă, ăștia, dizidenții ăștia, cum a stat, în ce vile, la Znagov, cu hectare, cu avioane, cu foie gras, cu Rolex. Asta te-am întrebat cu predealul, nu te întrebam unde au ajuns vilele, sunt în circuit sau la ăștia șmecheri de acum? Apar la televizor și spune, și spun toate măgăriile astea, mă, auzi că a vrut să o omoare, dar cine era ea, mă? Nu l-a omorât pe Iliescu, care știa toată lumea cu 10 ani înainte că vine. Nu l-a omorât pe Paul Goma. Nu l-a omorât pe, a omorât-o pe ea care a jucat în 3 filme în care stat, am văzut ultimul, a intrat în pod și n-a mai ieșit. Ce să te omoare, bă? Cine era să te omoare? Bă, da, atâta, bă, eu nu știu, aș intra în pământ, bă, în locul lor, bă. Bă, au avut o viață, chiar a fost una dintre familie care, bă, când era, venea avionul fiecare zi cu foie gras, cu icre, cum vedea ceasul, cum vedea boxa. Vrei să arăt unde a stat și pe Roma și pe toate alea? 90% din România nu știa ce e foie gras. Băi, și tu acum asta fac? Ce e, nu, păi și atunci coposul, moposul și ăștia ce fac? Bă, dacă ăștia au fost alergați, bă, și oropsiți, bă. Corect. Bă, dar de ce să mai ies să spui că nu mai câștigi nimic, bă? Bă, dacă ai mințit ceva, hai bă, zic așa că mă aleg asta. Că da, corect, ai un interes. Am pornit de la Mădălin Voicu, că despre asta a fost vorba, și am ajuns, ai un interes. Dar la vârsta lor, ce? Și acum stau la Znagov, până aici mobilă. Deci, de fapt, te-ai certat cu cei mai buni prieteni ai tăi pe principii. Păi, cum, bă, poți să zici, bă, cum să zic eu că am stat cu piscină olimpică în sufragerie, să zic că m-a bătut ăla odată, m-a dat și pe mine. După ce am făcut toate nocele, a zis ăla, bă, dar cât face ăsta în țara asta? Corect. Avea tot dreptul. Avea tot dreptul, că dacă nu... Și toate astea, bă, dar mă uit la, bă, o familie care eu am crescut și am avut mare... Pentru că, Serghei, au trecut 23 de ani. Bă, dar să te bucur, că ai văzut interviu. A vrut să opereze, să o omoare și a vorbit Andrei și n-a omorât-o. Dă omorat cu bășin, cu ce să o omoare, mă bucă, Nevi. Și după aia fii atent... Au trecut 23 de ani și deja sunt foarte mulți oameni care nu mai știu ce era. Nu, dar fii atent și prind poveștile astea. Și ce spune ea, bă, un om de artă, bă, și după aia râde așa... Că ea cred că și așa m-a jurat, sau cred că poate era matoală, poate să mă dea și judecată. Și marea mea revelație a fost când am văzut creierii și sângele în Ceaușescu întinși pe jos, ea a murit, eu sunt în viață. Bă, ea care în perioada aia trăia... Bă, dar care a fost lângă ei, bă, a fost bărbatul, să știe lumea, a fost al doilea după ăsta la un moment dat, bă. A fost secretar al Comitetului Central, propagandă și organizare, al doilea după Nicolae Ceaușescu. Pe cum a fost anticomuniști, bă, că m-a apucat nervii. Ștefan Andrei zici. Da, bă, ei au fost anticomuniști, bă, și ăștia au vrut să-i omoare comuniștii pe ei, mă. Au vrut să-i omoare cu icre negre, cu foie gras, cu șampanii, să bage că muie Shandong, muie Hangong, să-i omoare, bă, încălați. Da. Da, corect. Corect, frate. Când ne prindeau, cât nu puteam eu să-i supăr, pentru că în perioada aia chiar nu... Snagov, da, așa, să gândea Ceaușescu, hai mă să-i omor pe ăștia. Deci îmi vin la Znagov, n-am mașini, n-am șalupe, n-am mâncare, n-am băutură, n-am vinuri bune. Da, mă, ai dreptat. Treci la mare în vilă, vilă armăta, da. Dracu, că n-ai murit la Znagov. Treci la mare în vilă să mor și am distrează-te și acolo. Da, 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 da. Bar, alea, mâncare, băutură, da, treci la munte, vilă armăta, dracu, și puțin pe la Paris să mor, că bă, că nu mori. Nu mori, da. Da, mai chinuie-te. Mai chinuie-te puțin pe la Paris cu ceva avioane și cu mii de parai și cu toate da, astea. Da, da. A, bă, niște aici oameni, sunt bă, perfect de acord. Bă, trăiești ca în paradis 20 de ani și acum dai ochii peste cap. Nu, bă, spun adevărul, ăsta e adevărul. Ce să spun? A stat o casă de pământ să stau în ea, să când nu. Deci am stat în case, bă, și au stat la fel ca mine, care eu nu știu toată casa asta de unde stă ambasadorul. Da, imens. Păi n-am mers în partea lui tata, ce să vorbesc eu cu tata? Unde e PIB, unde e agricultura? Deci mergeam, nu știai toată casa? Nu știam, cramă și bazin și... Dar cât de mare era? Pe unde e reședința ambasadorului, am mers și pe chestiile. Da, imens. Mii de... cât? Mii de metri pătrați cu toată, cu curte, nu? Probabil. Mii de metri, aveam, că te-au zis toți că sunt țigan, că aveam urs și cerb în curte. Și stați mă cât de inteligent, ca să fac o paranteză, că aveam vila aia. Urs pe ghizele. Da, și aveam o căsuță mică în aia de camping, când aia dormeam în curte, în aia cu... Boem. Cu socoră, și era nene. Aveai și... Și valetul acolo. Da, și imortalizam pe ăștia. Așa că de asta nu da, se mă, poate, da, bă, corect. Asemenea bagabonție, bă. Bă, da, eu nu vă înțeleg pe voi televiziune, eu nu dădeam emisiunea cu asta în viața mea, mă.
Eu nu o dădeam. Ce să? Păi uite, vezi, stârnește valuri. Păi și de ce să strânge? E părerea unuia, poate că s-a făcut de râs, poate. Asta spun, o vede și-o cred. Și da. Spune cum a omorat ăla și că ea era actriță și l-a omorat că joacă în filme. Și ce uite, bă, criminalul așa a jucat în toate filmele. E libertate de exprimare. Mă, păi, dar nu se miți, bă, în halul ăsta, bă. Așa e. Păi, uite, mai vine unul ca tine, mai spune păi și cine o să-i cărnă ăla cu dinți, cu părul, care a, eu am povestit mai cu urci și cu băutură. Da, dar de tine și acum măcar lumea știe că e sincer, știi? Și nu, și acum știi unde e copilul atât de rău, au căzut, copilul este consul la Milano. Na. Am mai făcut un loc ca să mai aștept. Deci au ajutat-o și... Da. Dar nu era tatăl fetii ăsta? Ba, tatăl meu, am mai făcut lui... un post mic ca să fie doi. Da. Hai, mă, ce dracu cu al lui consul? Al Alexandrei Dinu, da. Da, mă, hai să vedem alea, că tot îi amăgim pe trei spectatori. Ce dracu, bă, dar iau foc până dimineață în această emisiune, bă. Da, mă, știu, ai dreptate, da. Și mă sting. Și te stingem noi. Și mă sting pe drum. Te stinge Cruduța. Nu, bă, dar nu pot să văd asemenea măgărie niciodată, bă, nu pot. Bă, niște oameni care au profitat la maxim, erau disperați să ajungă acolo, bă, eu a stat cu ei în casă. Erau disperați să ajungă cât mai sus. Eu am văzut-o la proces, că a zis că am fost anticomunist, am zis că, bă, omul de sperietură l-a legat acum. Pe cum ai fost anticomunist, bă, și te-ai băgat între ei ca ce? Să-i surminezi? Să-i rup din interior. Da. Ce dracu, bă, puțin, bă, puțină demnitate, bă, puțin să n-ai o moralitate, bă, ai avut niște funcții la nivelul ăsta, bă, să n-ai o moralitate să scrii, bă, bă, dacă ar scrie, bă, adevărul, a scris și o carte în care a bătut câmpii rău, nu vreau să mă iau și de aia, dar în fine, ce să le faci, bă, asta, dar știi care e nasol, că, nu e virgulă, cărțile astea rămân, toată lumea spune, bă, uite, a, ăsta a fost ministrul de externe, a fost ăsta, știe, și nu mai minciun, ăsta, ca și la Pacepa. Deci nu mai... îți dai seama ce poziție e ministrul de externe? Ce, bă, dar a fost secretarul de central. Da, care, plus asta. Cum a fost și Nentu Iliescu, care zice că și ăsta a fost mare dizident. Da, da, da. Deci toți ăștia, că, da, și, eu am fost, și eu am fost comunist. Frate, dacă noi și avem... Și eu n-am avut nici pionier. O aplecare, da, Halim. Eu am avut două zile și mi-au luat cravat. Halim Găluș de astea. Hai că asta e mișto. De ce ți-a luat cravat? Pentru că m-a făcut bătrân pe mine. Era bet. Era bet când l-a făcut pionier. Păi nu știu că, de ce vrei să spun, în clasă dormeam acolo și făcea liniște, că doar Meniculescu, nu-l scula și puneau blândul pe mine. În ce clasă, mă? Zi-mă, la școala generală sau la liceu? La mine a fost foarte scurtat și generala și liceu. Că la mine liceu s-a întrepătruns cu generala. Eram ca magazinul Victoria. 50 de clase, într-una singură. Da, da. Dar ai făcut și filme. Ce ți-a venit? Ești actor așa sau nu, ai domeni, nu, deci m-a urmărit unul cel mai mari regizori ai noștri și ai Europei, Mircea Daniu, care are da. Toate astea m-a văzut și mi-a dat un rol în, și am interpretat rolul principal într-un film, eu zic că destul de greu, Marlena și astea, și de acolo m-a văzut lumea și am mai făcut încă două, trei filme și acum, și să, la întâi trebuie să încep unul, dar trebuie să vorbesc în engleză. Și știi cât mă dor pe mine mâine în engleză? Trebuie să te duci la sală ca să vorbești perfect. La sală, da. Hai să vedem imaginile din Marlena. Păi stai să văd, eu știu din care îmi dai. Da, hai. Ce faci, bă, Cocoș? Nu, nici n-am plecat. Avionul e pe pistă. Controlează ăștia ceva, chestii de rutină. Auzi, mă, conduce o gagică mortală. Îți trimite salutările mele. N-ai primit, Elena? Lasă, bă, că vin eu mine acolo. Ceva bancuri mai ai? Cam am. Un moment. Gata, dom'le, face vreo, mă pun la punct. Păi ce, e o problemă? Ce? Da, da, ce? Sigur. A? Nu, e în bucătărie, face borș din ăla, desplace ție. Da. Da, mă, când aterizează. Da, da, hei, păi dacă spun... Ce știi, papucii lui? Stufuz? Hai că ți-o dau, da. Tu mai ai auzit că vorbim, dar și-a închis aragazul. Răducu? Picture. Take a picture. It is not allowed to take pictures in here, sir. Thank you. Not allowed. Stai așa, stai așa. Măicuță, măicuță, pictures. Sir, it is not allowed to take pictures on board. Not allowed, păsărică. Stai așa. Pictures. Haideți, bă, băieți, acum, bă, sus, hai la tata, smile! Și aici, și pe partea picture, cum vă facă tata?
Hai, Păstrică, vezi și mie o poză. Hai, nu fii așa, vezi și mie o poză. Uite, mă, mâncă-ți. Fă-mi bătul și mie o poză. Tu vezi? Smoc? Uite, mă, nu-i nimic. Fă-mi și doar atași. Excuse me, sir. You're not allowed to smoke on this plane. What the fuck is this plane? If you have any complaints, please take them to the head office when we land. Nu prea mă simpatizezi. I said no smoke. I'm warning you, this is final. No smoking on this plane. Put that away. Ia-ți aminte din faza aia cu BD-ul. Tu furai căți. E pământ jos, să mă nu. Și cu deci rol perfect. Cu cătușe, cu ce trebuie. Principal. Nu, acum mă aduce și după aia fac aici tot felul de norocii pe aici. Dar așa te-au văzut, în rol de pușcăriaș. Nu mai, e băiat adus din Canada, eram băiat fin, mai să cumpăr parfum pe aia. Aia deștept. Ne repatria. Se regăsesc elemente din viața ta reală? Bună întrebare. Vezi de ce nu vine altmiși prieteni? Ai voie să nu răspunzi la întrebarea asta, da, da. O dai în gardă, știi cum spune. O da, o dau în gardă, da. Și te-ai simțit bine, nu? La film? Ca și actor. Mă, știam pe majoritatea, cu Nicodim Ungureanu eram prieten bun, Cecilia Borbora, o actriță de... la Teatrul Național. Nu, dar o femeie deosebită. Da, mă rog, eu știu că ai suflet. Am scenă grea acolo când vorbesc în pat cu ea, să-i fac copilul cu alea și dacă nu te ajută, oricum e complicat să faci un film. Am făcut monologul ăla că tu ești actor. Mi-a zis Daniel, poți să-l faci pe ăsta de odată? Am zis da. Odată l-ai făcut? Ăla acolo când vorbesc în pat, acolo am făcut toate și a zis, ia bă, fă. Și când l-am făcut, mi-a zis, bă, mare actor nu poate să-l fac. Da, da. Dar eu i-am explicat lui pentru că n-am niciun. Deci ai talent, ai inclinație spre actorie. Știu că ai cu pictura, da. Toată viața mea a fost un film, nu? Dar da. Eu n-am probleme, adică dacă e spus, dacă și-am prost, până acum am fost... Dar ți s-a propus vreodată să facă cineva că un film? Dacă să mă ard în... Să vorbești în la baliere, că nu s-a la baliere, da. Să facă un film cu viața ta? Da. Adică să-ți joci propriul rol? Da. Și vrei? Am început, sunt, cum îl cheamă, sunt frații care au făcut ProTV-ul, care au făcut filme tari. Ah, cum îți cheamă? Frați? Da, mă, că era un frate cu părul lung, zic, care acum s-a mutat la B1, mi se pare unde. Nu știu, frate. Care ce mai tare în televiziune, unul dintre cu părul lung, care avea casă în asta, făcea și seriale. Unescu, mă. Nu pe Unescu, nu, Bobby? Nu, mă, nu. Bobby. Păi, frate. La televiziune, mă, făcea, zic, cum îl cheamă. Puiu? Nu. Nu. Nu Cristi Pui. Frați, care sunt frați? Care a luat acum antena să o facă, nu știu, lucrau la televiziuni și făceau seriale foarte tari și filme foarte tari, au făcut pentru ProTV și pentru asta. Nu știu, mă, avea eu... părul lung, mă, un... Nu e frate, nu mai te lua frate, bă, frate, era producător. Producător? Unul cu părul lung? Moro. Moro, unul. Nu știu, mă, cel mai tare a României, a României, mă, frate, cum să nu. Da? Da. Kiki Mungiu e cel mai tare, că a luat palm d'or. Nu mă făceau mai pentru televiziune și pentru astea, mă, care au pus și au lucrat la ProTV și au fost tare de tot. Nu știu, frate, că la ProTV nu prea știu de la ProTV, știu după la noi. După. Păi nu, că a fost înainte. Și mi se pare că au luat, s-au dat pe unul să-l pună pe picioare. Nu știu. Mă rog, deci ți-a propus el. Da. Și? Să facă film după viața ta. Și am încit, da. Și tânăr cine va fi Serghei Miziltin tânăr? Păi nu se filmezi eu, cu actor. A, și tu nu joci, cu actori, tu da. N-o să joci rolul tău. Eu să povestesc și să fiu da, așa. Da. Una, va trebui ca un actor. Și s-au gândit la vreun actor? Vorba lui. N-am ajuns până acolo, am făcut discuții și astea și ne-am... Păi vezi că, uite, așa, vine sfârșitul lumii în anul ăsta. Cine? Zilele astea. Păi nu e 2012, în așa când, mă? Noiembrie, când? Pe no, mai încoace. 21 zi. Decembrie. Decembrie, pe 21. Așa a zis în decembrie? Nu da, mai după care am stabilit, atunci s-a terminat calendarul. Calendarul, mă, mai iași. Mai s-a terminat, mai s-a terminat. Păi zici, zi, bă, și mie să fug de acasă, să nu... Păi nu, trebuie să încep. Trebuie să încep să bei. Să încep să da. Să-mi zici... Să-mi zici unde petrec sfârșitul lumii, că poate fi și eu pe acolo să bem un șpriț. Și mai avem un material cu... Serghei din filmul Regul de circulație. Mamă, dar nu mai filmele. Regul de circulație. Tu care le-ai respectat pe toate. Păi nu, că și aici eram un Gabor corupt care învățam pe aia să fure. Hai să vedem un material de un minut. Eu să mai gândești, băi, ești încă tânăr. Ia uși ce spune minut. Căsătorie e o chestie grea, un contract de lungă durată.
Printre femei trebuie să te strecori ca un evers de brață, cât poți de mult. Cum adică? Ca un șerpe, bă, ca un șerpe, ca fel. Femeile fac pantofi, fac geni din tine, ce mai mă dracu? Șerpele e vertebrată. Unde ai văzut tu, bă, șerpe cu coastă, cu coloană ruptă? Ce mai mă dracu, e nevertebrată. Băi, n-ai, șerpele nevertebrată sau vertebrată, bă? Bă, nu știu dacă te prinde rolul de milițian. Mulțumim, păi sunt corupt, stai că mai am un film acum care e la Cannes, nu pot să spun despre așa tare de tot și acum mai trebuie să încep unul care e în engleză, am spus și mă încurcă. Și trebuie să-i mulțumim unui telespectator care ne-a spus că vorbea despre Boncea. Boncea. Directorul general al ProTV-ului. Păi și n-am zis la ProTV, m-am zis. Da, mă, da, sunt mulți pe acolo. E soțul Loredanei, dacă îmi ziceai așa, era mult mai... mult mai ușor să... Păi vezi că știu. Dar eu... nu știam, efectiv nu știam că el s-a implicat și în regie de film. Nu, a plecat la B1, n-a plecat. Și n-a plecat la niciun B1. Face la antenă. Da, ne-ai derutat cu B1, cu antena. Boncea n-a fost niciodată, nici la B1, nici la... Un actor, Niculescu ăla cu cioc, care ăla și scria. A avut niște filme foarte tare, făcute bune. Și deci mai am un film acum care sunt la Cannes, care... În preselecție? Nu știu în ce fază a ajuns cu Bobby Bărbucean, uh-huh, e regizorul și așa. Și acum mai trebuie să joc într-unul dacă pot să văd cu engleza aia. Bărbulescu, mă, Bobby. Dar rol? Bărbucean, de rol Bărbucean? Poți să spui? A? Ce rol e? Rol de profesor universitar, infractor, în toate sunt infractor. Dar nu ți-e clar, e... Că rol de profesor universitar, da. A, deci... Se joacă pe el. Mi se pare că el n-a fost un infractor, a fost un femeie, infractor intelectual. A fost un artist. E un infractor al culturii. Deci, ok. S-ar putea să-ți relansezi cariera sub formă de actor de succes. Nu numai televiziune sau pictură. Îți mulțumim mult. Deci de sfârșitul lumii, nu știai de el că vine anul ăsta. Nu. Vine. Bine că mi-ai spus că... Pregătește, rezolv. M-am vrut 10.000 de euro la mine, bă. Poate să riscă cineva. Rezolvă toate problemele pe care mai e de rezolvat. Și după aia, zi-mi unde te duci ca să bem. Să așteptăm sfârșitul lumii cum trebuie. Îți mulțumesc mult, încheiem cumva discuția, dar probabil că vom mai continua cu povești, pentru că ai povești pentru sezoane întregi. O să încheiem, nu înainte de a chema și ultimul artist din această seară.